Pe gloanțele, da? Da. După care se întoarce aici înapoi. De ce te mai întorci, frate? De ce n-ați rămas acasă? Să-și facă externare. Județean Sibion. Sunt capitan inginer Tobă, comandantul militar acestei instituții. Ne aflăm în această instituție, noi, cei care asigurăm securitatea și paza, de vineri, orele 19, jurul 19, am găsit un lăcaș al sănătății pur și simplu terorizat de șuierul clanțelor. Femeile aproape că plângeau pe, prin săl, pe holuri, se țineau unele pe altele în brațe. Am venit la Mârșa cu mașină de lupta infanteriei, doi ofițeri, cinci soldați, un mecanic conductor și încă un personal civil. Numai noi am reușit, o mână de oameni, fără niciun ajutor din Sibiu, să realizăm paza și securitatea acestui obiectiv. Am trecut pe la Consiliu, vineri. Am găsit atmosferă mult prea turbulentă, în sensul că se discuta prea mult și se făcea prea puțin. Am anunțat acest Consiliu că am luat hotărârea să mă duc la spital și să asigur securitatea și paza acestui obiectiv. De atunci suntem aici. Deci ați luat singur hotărârea sau da. Ați... Eu am luat hotărârea, am informat Consiliul și de atunci suntem aici. Ați făcut foarte bine. Ce au făcut superiorii noastre, adică cei care ar fi trebuit să ia aceste hotărâri? Vreau să vă informez că la ora actuală nu recunosc ca superiori pe acei oameni care, în loc să iese pe străzi, îmbrăcați în haine khaki și să ofere protecție populației, au preferat să rămână în spatele zidurilor, să cheltuiască muniții, trăgând exact, în ziduri, da. Apărând niște ziduri, în loc să apere viețile oamenilor. Noi am considerat că este pentru populație. Deci nu fapte, bine. Nu vorbe. Ați trecut la fapte. N-ați așteptat ordine și vorbe, ci ați trecut direct la fapte. Imaginați-vă, dacă sunteți sibieni, știți, nu? Cât este de mare acest lăcaș de sănătate, cât de întins este. Vă rog să mă credeți că au fost și sunt încă zile în care o oră jumate de somn înseamnă mult. Am constatat că suntem făcuți dintr-un alt oțel acum. Parcă ne-am redeșteptat pur și simplu fizic și psihic. Suntem parcă alți oameni. Exact. După vineri, deci, vreau să fac o mărturisire. În această dimineață, pentru prima oară, mi-a fost foame. Acum câteva minute am dat un telefon. O femeie care a fost rănită mi-a dat numărul de telefon la mamei. Când am transmis mamei că ea este bine, am auzit-o cum a început să plângă. Asta înseamnă să fii oșteană. Să aperi mai presus de orice această țară, care înseamnă oamenii ei, înseamnă zidurile și instituțiile ca și arhitectonică. Exact. Începând de duminică, împreună cu tovarășul director Iertărescu, am instituit stare de necesitate. Sunt comandant militar, locțitorul meu este dânsul. Capitanul Gârbovan este comandantul gărzii și asistenta șefă este locțitorul meu pentru servicii. Acest lăcaș s-a dovedit a fi admirabil din punct de vedere al oamenilor. Niște oameni minunați care au înțeles că trebuie să rămână la post, să muncească disciplinați, cu o tărie morală care zi de zi parcă a crescut. Îi simțeam tot mai liniștiți, tot mai preocupați de ceea ce trebuie să facă. Pentru că știau că undeva afară suntem noi. Exact. Și acum am început deja să rezolvăm probleme de natură administrativă. Ne vin foarte multe medicamente. Ordinea și disciplina. O delegație cehoslovacă, aducându-ne medicamente, șeful ei mi-a făcut o mărturisire. Niciunde, în niciun lăcaș în care am existat în această țară, măsurile de securitate pe care le-am luat noi n-au mai fost întâlnite. Și o facem pentru că întotdeauna
Din dacă momentul... este foarte greu să intri în spital și ne-am stat aproape 2 ore la poarta spitalului până am reușit să fim controlați și abia după aceea ni s-a permis accesul. Domnilor, această măsură a luat-o în deplină concordanță cu hotărârea unei anima personalului, pentru că un act de terorism într-un asemenea lăcaș are un efect dezastros asupra moralului populației. Când am venit aici, am mărturisit toate directorul următoarele. Zic, eu dacă aș fi terorist, aș intra în spital și tot CV-ul mi-ar fi la picioare. Și atunci am zis, de ce să nu fiu eu primul care să intru și să las acest CV-ul să stea în picioare și nu la picioarele mele. În acest moment, sibienii care lucrează în acest spital au înțeles că suntem un mecanism care are pentru câteva limitat de timp o conducere militară. Fac o paranteză. În mod cu totul și cu totul plăcut pentru mine, am constatat aseară la televizor urmărind că această formă de conducere, transformarea instituțiilor în unități militare cu o conducere unică militară, am regăsit-o și în București. Uzinele au comandant militar. 2 zile în urmă, 2 procurori au intrat în direct, la fost directorul Ferescu, eram împreună acolo și tocmai redactam dispozițiunea circulară numărul 1 prin care instituiam scheletul organizatoric al noii forme de conducere a instituției. Tovarășul procuror Ucă m-a rugat să-i permit să iau un exemplar, l-am păturit, l-a pus în buzunar și mi-a spus, domnule, ești nemaipomenit. Ceea ce ai făcut dumneata este realmente nemaipomenit. Dă-mi voie să transmit această hârtie mai departe. Vreau să vă rog ceva, să ne transmiteți 2 tipuri de gânduri. Deci câteva gânduri pentru teroriști, pentru cei care încă se mai luptă, câteva gânduri pentru victimele lor, deci pentru noi toți. Vreau să vă spun că în jurul acestui lăcaș s-a tras. Am reperat zona, casa. Împreună cu 3 colegi, din atât de puțin cât suntem, în timpul zilei, am ieșit. Am ieșit din spital și am bătut la ușă. Nu este ușor să bați la ușa. Nu știi ce este după ea. Nu știi cine este. Nu știi cât sunt. Și am trecut peste acest pas. Am controlat pod cu pod. Am controlat oameni, am făcut percheziții. Eram îmbrăcați în haine militare. Nu am stelele pe umăr. Nu am pentru că știu că se vânează ofițerii. Și nu doream. Nu asta era important, să fiu vânat, ci să încerc să duc până la capăt misiunea aceasta. În momentul în care am făcut aceste razii, acum 2 zile, lucrurile s-au liniștit. Nu se mai trage aici. Cei care sunteți teroriști, sau cei care aveți această meserie a morții, vreau să vă spun că sunt atâtea lucruri de făcut în această Românie distrusă. Avem atâta nevoie de brațe și de minte și de experiență și de dragoste de țară, încât cred că nimeni din cei care încă nu au dus moartea prin armele lor, deci acești neucigași, dar potențial ucigași, repet, nu cred că este unul din aceștia care să nu poate fi reintegrat acestui uriaș fluviu care se formează pe zi ce trece și care va inunda la un moment această Românie, care este imensă și puternică, tocmai pentru că acest fluviu crește tot timpul, zi de zi. Iar noi, ceilalți, antiteroriștii, culmea, de regulă trupele antiteroriste sunt puține, de elită, oameni de excepție. Ne-am dovedit și noi. Da. Am devenit un popor antiterorist. Cred că nicio armată din lume n-are un popor întreg antiterorist. De fapt, antiterorist, pentru că am înțeles că erau trupe, de fapt, antiteroriste pregătite de Ceaușescu, antiteroriste pentru un eventual atac terorist. Vreau să recunosc o problemă, cinstit.
sunt deosebite din organizații. De regulă țin sub observații și sub foc intersecții. Sunt de regulă amplasați în două clădiri care planchează o intersecție. Probabil că au fost gândite inițial ca să ducă acțiuni de gherilă. Desfășurarea evenimentelor... De hărțuire, nu asta exact. Înseamnă gherilă. Evenimentele însă au reconsiderat acțiunea lor. Eu personal în zonă nu am avut victime. Probabil că misiunea lor în ultimă instanță s-a transformat într-o luptă psihologică. Când ți era mai bine, începea răpăitul. Și oamenii trăiau acest stres al răpăitului. Camuflaj, întuneric pe scări, beznă. Într-o seară m-am apucat într-un capăt al altul al spitalului și am apus toate luminile de pe culoare. Și le-am spus, doamnelor, un terorist se strecoară mult mai ușor în întuneric exact. Decât în lumină. Noi aveau curaj oamenii să iasă din salon. Dincolo de ușa salonului, într-o parte era geamul cu gloanțele care veneau, în cealaltă parte întunericul, spaima de întuneric. A fost suficient un întuneric în această România. Să fie lumină. Este imperios necesar să fie lumină, că lumina aduce sănătate. Iar noi care suntem încă tineri, parcă avem nevoie mai mult decât oricând de această sănătate a unui nou tip de viață. Lor actelă pot să fac cu mâna pe inimă afirmația că starea de spirit a spitalului, și mă refer la personal, la cei care vin, care iasă, care cunosc într-un fel spitalul, este optimistă. Cu toții mă întreabă dacă va mai continua această stare de lucru, în sensul dacă se mai frage, dar demența a existat tot timpul. Și le-am spus că numai încercând să trăim din nou firesc, cu geamul larg deschis, nu cu pături în geamuri, mergând firesc pe stradă, îi dezarmăm. Pentru că atunci ating scopul, când ne camuflăm, când ne furișăm pe lângă ziduri, când suntem terorizați psihic de ei. Iar ei trag în aer rafale, după care se pun liniștiți la masă sau la un video și se distrează în sinea lor. Cred că aveți mare putere de convingere asupra bolnavilor, mai ales că ei când vă văd, noi nu vă vedem că stați pe scaun, să știți că tot capitanul are vreo 2 metri înălțime și niște mușchi ca de urs, așa că toți bolnavii stau liniștiți. Ce vârstă aveți și ce profil ați terminat? Am 37 de ani. Mulți înainte, vă mulțumesc. Și sunt inginer specialist în armament și rachete. Iar alura mea o datorez faptului că iubesc foarte mult sportul. Apropo de sport, pasiunea mea sunt artele marțiale, care au făcute în umbră. Eram hăituiți de securiști. Și totuși, suntem multe centuri negre în această Românie. Aș vrea să filmez în viitor un campionat național de arte marțiale. Tineretul nostru are nevoie de această vigoare fizică și psihică. Toți în jurul nostru au Federații Naționale de Karate, iar noi era să desfățăm și pe cea de judo, pentru că doamna, când auzea de tot ce este asiatic, cuprindeau frisoanele, bănuiesc. Ceea ce nu s-ar spune despre domnul, pentru că au copiat foarte multe modele chinezești. Sau coreene. Domnul. Nu recunosc decât un singur domn. Domnul Dumnezeu, cum spunea rugăciunea. Domnul cu ghilimele. Iar vreau să mai fac o mărturisire. Într-una din zile a venit un prim reporter la Der Spiegel. Este păcat că au intrat ei întâi și nu noi. Da. Era un cetățean de GPG Roman care știa foarte bine românești. Și am avut atunci o satisfacție lăuntrică imensă. Pentru prima oară puteam să încalc un ordin stupid de a nu avea relații cu străinii. Am dat mâna și am îmbrățișat. Acum câteva zile, respectiv ieri și alaltă ieri, au venit câteva grupuri de preoți și mi-au cerut permisiunea să treacă prin saloane, să treacă pe la morgă, să dea binecuvântarea. Au cântat colinde.
A fost o atmosferă foarte... Mai ales că în acest spital, cred că nu s-au mai auzit, de când s-a construit acest spital, nu s-au mai auzit colinzi pe coridoare. Mă refer la secția cea nouă construită. Așa este. Și mi-a făcut o mare plăcere să strâng mâinile acestor oameni, mă refer la preoți, care pentru mine întotdeauna au reprezentat etaloane de înțelepciune și de cultură. Iar noi i-am hulit în mod cu totul și cu totul gratuit. Acești oameni au adus multă, multă alinare sufletelor celor din acest lăcaș. Vă mai mărturisesc că una dintre armele secrete ale mele a fost psihoterapia. Nopți în șir, și nu glumesc când zic nopți în șir, treceam din secție în secție și stăteam de vorbă cu personalul feminin, care se baricada cu câte două dulapuri la ușă, care atunci când auzea niște pași pe scări, erau literalmente terorizate. Cea mai mare satisfacție a mea și un semn că lucrurile au intrat în normal a constituit faptul că au început să se formeze grupulețe, să se râdă, să se bârfească. Să nu se mai țină cont de ei, să-i neglijăm. Exact. Și oamenii aceștia au intrat în normal ca viața. La început nimeni nu ieșea, nimeni nu intra. Era nevoie. Acum intră și se intră și se iese. Dar cel puțin două controle sunt până ajungi acolo unde vrei. Nu se circulă prin instituție fără vreun motiv real. Toareșul director Elefterescu este un om minunat. Și cu o deosebită capacitate de recepție vis-a-vis de noțiunea de disciplină. Acum câteva minute i-am transmis o rugăminte. Domnule director, zic, doresc ca acest lăcaș al sănătății să fie curat. Începând de la intrare, venind cu dosul spitalului, dacă putem să-i spunem așa. Aleile să fie curățite, oamenii să fie curați îmbrăcați, vreau să văd oameni zâmbitori, muncind cu plăcere. Nu vă puteți imagina ce viteză de reacție are domnul director Elefterescu, care pur și simplu a startat. Probabil că a fost reținută mult timp în dânsul. Toată este. Această energie a fost reținută în dânsul, probabil. Așa este. Și starea de necesitate, să știți că am instituit-o după ce două zile am demonstrat acestor oameni prin fapte că suntem în măsură să ținem situația în mână. Când am redactat-o cum două duminică viața, pe la vreo 5 jumate, numai mă culcasem la 4 jumate, la 5 nu reușesc să adorm, la 5 jumate m-am apucat să redactez o simplă foaie. O foaie însă care bătea în cuie un mod de conduită cum acești oameni n-au mai avut și pe care l-au îmbrățișat cu cea mai mare plăcere. Spunea întru totul dorințelor lor. Le conferea un statut social dorit, era corect întocmit, era legal întocmit, le conferea securitate, le conferea condiții de muncă și atunci când au venit cei doi procurori, mi-au spus că este un act deosebit și din punct de vedere legal. Vreau să vă mai informez că vin la spital foarte multe donații din străinătate de medicamente și... Aș vrea să mergem să le vedem. Da, cu cea mai mare plăcere. Azi dimineață chiar un convoi din Republica Federală Germania a donat acestui lăcaș două mașini de salvare. Excelent. Am ajuns în situația să posedăm și să avem acces la medicamente de vis. Am dat ordin ca absolut tot ce intră să fie pus sub cheie, să fie inventariat și să treacă la o gestionare legală. Exact. Și să fie folosite de către popor și nu de către Spitalul Partidului din București sau, eu știu, de către alți potentați. Cum a fost până acum. Desfințați.
Din acest punct de vedere... Mă refer la celelalte ajutoare pe care le-am primit, la cutremur sau la inundații și așa, adică s-au văzut că s-au primit, dar nu s-au văzut unde erau, de fapt. Da, vreau să vă mărturisesc că pe adresa spitalului au venit foarte multe ajutoare în alimente, în, de la populație, mă refer, la populația din jur. Orașele din România au trimis ajutor Sibiului în mod cu totul și cu totul constant și generos. Vreau să vă spun că împreună cu toată și directorul Lătărescu, la un moment dat am zis, suntem un sistem închis. Nu avem nevoie de absolut nimic, decât de liniște să muncim. Aveam mâncare, aveam apă, aveam medicamente, aveam un personal dornic să facă treaba. În aceste condiții, nimeni, fac precizarea, nimeni, nici vreun comandant militar, pe care îl recunosc comandantul meu, doar atunci când este alături de mine pe stradă, cu arma în mână, pentru ca cel care stă în spatele zidurilor să mă simtă că vin și să gândească bine dacă trage sau nu. Deci, numai acela este un comandant adevărat pentru mine. Și nici factorii care încă se opintesc să găsească soluții pe plan organizatoric. Nu aduc învinuiri și nu fac reproșuri nimănui. Nu e acum momentul. Exact. Acum este trebuie normal, să fim organizați, să învingem. Este normal. Suntem în etapa de căutări. Este foarte normal să nu găsim întotdeauna soluția optimă din prima rezolvare. Vreau să vă doresc toate cele bune și să știți că la Sibiu, la spital, totul merge înainte așa cum ne-am dorit-o câteva zile în urmă când ne-am apucat de treabă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule capitan. Ați avut o expunere deosebit de minuțioasă și de bine pusă la punct și văd că pe lângă psihoterapie v-ați cultivat și psihicul folosind un limbaj foarte coerent și... Ăla știi să vreau cheia de la... Aici se poate observa ce s-a adunat de către cei din țară, sate, lădit prin prejurul Sibiului, în special de la Mediaș, oameni, sărani, slănină, pâine, zahăr, conserve, ulei, ouă. A dat fiecare ce a avut și a putut, a contribuit aici pentru hrana celor din spital. Apă minerală. Și un munte de pâine de casă. Mai multe. Mai multe, mai avem extraordinar, foarte, parte. Foarte multe alimente. Vă mai conduc și dincolo. Aveți da, și chiar vă dorim, da, chiar da, da, dorim da, să ne duceți și dincolo. Luați să... tot, vă duc și din alături și mai avem o magazie care ne foarte puțin. Românul a tăiat porcul. Ce bine s-a nimerit că tocmai a tăiat porcul românul. Exact, exact. Și fiecare a avut un lucrurile care a avut. Nu mai nu ai lumină aici, mai este lumină, Radu. Lăsi cu cârnați, cu carne. Faceți așa să mă uitați. Găini. Carne, găini. Ce se va... Aici avem alte sortimente de casă, salamuri, cataboș, cârnați. Și mezeluri de casă. Mezeluri de casă. În special cârnați, cârtaboș. Cârnați, cârtaboș, totul ce trebuie mâncat proaspăt acum. De... Vă rog să le dați la toți, să simtă că a fost Crăciunul. Treaba e multă. Saci de făină. Nu se găsește. Nu se găsește.
Dar noi avem un scop nostru și ne-am descurcat. Vă mulțumim și mare plăcere. Am fost scopuri aici, să șteaptă scopul ăsta ca să-l trimitem la militar, dar să las și la mașină ca să vină Dumnezeu și... Până și apă s-a trimis în bidon. Avem țigări, avem de toate, avem lapte. Vă mai duc când se vadă tuntul și... Țigări, probabil că nu Kent, de care s-a găsit la mine. Ca la un stop, snagov, ce se poate? Cum să vă arăt celălalt? 2 tone de cartofi. De la Nocri, un sat bogat. O fiți aici. Am dat din mult lapte, brânzeturi, unt, margarină, brânză de casă, de burduf, de tot felul. Da. Adunate la un loc. În calitate de comandant, eu zic să mergem la modul următor. Deschideți, sunteți specialiști, puteți constata și știți bine ce aveți nevoie, pe unde aveți nevoie. Asta facem. Nu vă împotmuliți în hârtii, că vezi, Doamne, trebuie să știu neapărat la ultima fiolă ce mi-a intrat. Sigur, nu. Dați nu, oamenilor, nu. Pentru că dați nu, pentru nu. Voi. Da, și în condițiile astea, lăsați inventarele și lăsați hârtiile. Că dacă cineva dintre noi, suntem unul vis-a-vis de suspicios, păi nu am făcut niciun pas înainte. Ne-am înțeles? Chemați aici medicii de pe secții, sau cum considerați dumneavoastră, și spuneți, dragul meu, uite aici ce avem. Ce-ți trebuie de strictă necesitate? Ca după aceea să stocăm frumos pe sortimente ca să știe cineva să gestioneze, da? Da. Dacă doriți, toate, dau ordin circular în acest sens. În toate secțiile în care avem răniți, acum... Păi astea acolo se ajunge. Așa am fost. Bine. Așa am fost. Executarea. Asta s-a făcut. Asta da, da. Da. Deci a trebuit, de exemplu, dacă adapt desinfectante, ace, sterile, sirinci, din lotul care a venit 100 de bucăți și la ăla, și la ăla, și la ăla. Știți? Pentru că trebuie să se poată lucra peste tot. Casic așa, aveți un... Asta e voastră. Deci nu poți să... Nu trebuie să mai plec acasă. Poți să rămâi aici, da? Cu cutiul lor. Și asta se face acum la secția toată. Să balsăm și să le balsăm toate. Deci, ai broaunele pentru sus și jos. În această instituție, acum, merg așa, merg la chirurgie. Dincolo! Încearcă să facă ca mine, ăsta se prevalează de faptul că este stat de necesitate, scoate pistolul și îl împușcă, vădurii subordonate. Și nu aveam cui să cer socoteala. Bine, și mi-a făcut bine, aici sistemul nou. Și el poate să intre cu arma în birou, să dea grămadă pe strala, nu? Asta deja nu este o metodă. Eu dacă aș fost în locul unui tip dintre lui, mă organizam, transportor blindat, piu, ieși și lupt. Nu stau, mă, în transportor după aia, mă. Și ajungeau până acolo, cât eu când am fost la ultima oară. Să zic cinstit, sâmbătă am fost la ultima oară. Am intrat la vânduri, am spus pe scurt, cea șoată, pam, pam, pam. Nu mai au început să tragă ca disperați. Din Demir, ce, mă? Toți urlau, încetați, încetați. Și ca o, așa, ca bezmedici. După ce se termină muniția, se opreau. Ce-a zis? Nu mai atrage în pizda, mă, te-ai futut, Hristos. N-am auzit, știi? Și apare la ziar, sus la Sibiu nu mai are muniții. Păi dacă tragi, mă, în zidul, puteai în Hristos, pe următă, asta e fut. Păi nu e normal. Știți cum au scos 4 sau 5 transportoare din astea mari și 2 tapce, s-au frecat cu ele, în loc să treacă prin fața securității cu foc de baraj. Păi când am fost la ei... Asta o să le vedem noi pe toate. Cu tancul, când am fost la ei atunci cu ultrabandul ăsta al meu, cum îi zic, am intrat în curte la ei, m-am dat jos, m-am plimbat, toți erau, mă, uite așa, după ziduri nebuni, știi? Conductorul omul ce vine, zice că, domnule capitan, păi și că trebuie să vină de la Mircea, de la Mușa să-l arătăm la tâmpiță ăsta ce înseamnă să fii calm și relaxat. Mă, un conductor, mă, un om simplu, mă. Și civil. Și civil, știi, că trebuie să vină de la Mușa să-l arătăm ce înseamnă. Că bun, mă, dar că m-au auzit pe mine. N-au de unde să fie curajos, pentru că ăștia au fost niște... Măi, eu când am intrat prin oraș, când am trecut prin oraș, am intrat, aveam băieții jos, și în spate se arăt, am intrat la antrenament, înțelegi?
am dat chepengul în spatea mea și aici am fost atată. Tată, eu eram comandantul care intra cu mașina mea. Nu ca Dragomir, chepengul în cașe, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ai înțeles? Tată, uite aici, mă împușcă. Mă împușcă, mă împușcă, tată. Dar frate, ăla de pe mașină când m-a văzut afară, și făceam tot așa, nu făcea așa la niște fiare. Clar. Ai înțeles? Clar. Bă, este o chestie. Îi făceam salut, papă, eu când am plecat de la Murcia, am plecat cu lacrimi în ochi, să știi. Și a zis, fut-o mașină, mă fut, ori merg și fac treabă.